Dacă e să subliniem, uite, zilele astea, o chestie groaznică pe care o face statul, doar el poate să se ocupe de bani, doar el poate să umble la masa monetară, să o crească, pentru că doar așa cresc prețurile, altfel nu crească prețurile, decât dacă fluctuează temporar cartofii într-un an, dar după aia ei scad. Nu e creștere generalizată. Generalizată, mulțumesc. Da. Și statul, iată, injectează bani, fie vânzând valută, fie printându-i direct, digital sau chiar și fizic. Și chestia de bani nu poate să se ocupe nimeni altcineva. Tu n-ai voie să folosești ce monedă sau material îți folosește în contracte. Este un monopol abominabil și ar trebui să scăpăm de el. Pentru că inflația asta, toate problemele din zilele astea, se datorează statului. De Rotbard discută în capitol de inflație. Mai mult discută chiar de stagflație. Care era soluția keynesiștilor standard? Nu puteai să ai și inflație și șomaj simultan. Aveai șomaj și rezolvai șomajul tipărind bani prin inflație. Dar un experiment crucial pentru scenariul ăsta a fost stagflația. Rotbard vorbește explicit aici. Adică situația în care le ai pe ambele. Ți-ai lovit ambele. Care ar fi un experiment crucial la keynesianism, dacă ar fi onești. A, n-am avut. Destulă de Concluzia nu a fost aplicată, să-i da. răspunsul. Asta ți-ar zice Crucon. Da, am avut suficient timp. Da. Bine, apropo de discuția asta tipăritul de bani, aveam o discuție ieri cu cineva care zicea că, domne, Bitcoinul este o tiparniță și mai volatilă. Stau, mă uit, nu înțeleg. Dar nu ce anume să înțeleg. tipărești? Ce anume să Și tipărești? îmi vine cu și îmi vine cu Chart? graful, da? Graful valorii Bitcoinului care fluctuează. Și uite, domne, ce volatil e. Da, ok, dar e raportat la ce? În ce îl măsori? Ah, în bani, în banii care se tipăresc. Pentru că altfel, Și chiar Bitcoin și așa, nu poate să da. fie mai mult de 21 de milioane și Da, acum sunt pe e, la vreo da. 18 Și milioane. chiar și așa. Deci ideea pe care multă lume nu știu, pare că nu reușește să o înțeleagă, este că tipărirea banilor nu va face decât, nu poate duce decât la devalorizarea lor. Niciodată nu va duce la aprecierea lor sau la staționarea lor. Și de ce? Pentru că sunt un bun de schimb. Și fiind un bun, se comportă ca orice alt bun. Când ai mai multe, Dar nu oferi. valoarea o să-i scadă. Scade prețul. Adică scade puterea de cumpărare.